Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Berbec, astăzi vom face Berbec pentru săptămâna 16-22 octombrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu Berbec, ce vine către tine în săptămâna 16-22 octombrie? Berbec, diavolul și 9 de cupe. Wow! Aici faceți o beție. 5 de bâte și 6 de monede. Asul de cupe. Ce frumos! Și cavalerul de cupe la capătul setului de cărți. Cavalerul, regele de spade. Wow! Dragilor, aveți multe persoane aici. Poate mergeți la o petrecere în această săptămână sau acest conflict interior, 5 de bâte, se închide, se sfârșește. Este vorba despre iubirea de sine. Aici este o iubire pură, vă reinventați. Această aglomerație din mintea voastră, vă gândiți la multe lucruri, vreți să faceți multe lucruri. În această săptămână o luați mai ușor pentru că a devenit toxic. Aici este diavolul. Poate aveți un capricorn în viața voastră care vă dă bătăi de cap sau care o persoană care nu coincide, nu mai coincide cu valorile voastre. Aici multă agitație, multe lucruri de făcut, mult mai mult decât puteți duce, decât puteți face. Dragilor, aici o luați mai încet. Încetiniți ritmul și bine faceți, pentru că această săptămână vine cu foarte mult echilibru. La mijloc aici aveți un 6 de monede. Este echilibru, este armonie, este pace. Acest băiat cântă dintr-un fluier, dintr-un flaut, dintr-un instrument muzical. Iar muzica divină aduce o energie benefică de abundență. Este frumusețe, este plenitudine. Multă, multă abundență. 9 de cupe vine cu împlinirea planului material și al iubirii. Aici sunt 9 cupe pline cu iubire. Aici sunt 9 pești. Bani, abundență, tot ce vă doriți. Iubire multă. La capătul setului de cărți aveți cavalerul de cupe. Aveți o persoană în jurul vostru, poate mai tânără decât voi sau poate voi sunteți mai tineri. O persoană care vine către voi și care dorește această cupă de iubire. Are de oferit multe lucruri acest cavaler, doar că el nu vine cu o cupă în mână, vine cu o sabie în mână și dorește această cupă. Vine către voi pentru că se gândește mult la voi. Aici este un rege de spade, un rege care așteaptă de mult momentul să intre în viața voastră, așteaptă momentul în care să poată să primească un semn, să vină către voi să vă cucerească. Vărsător geme în balanță. Dar mai mult văd comunicare decât zodii. Această persoană vine către voi după multă așteptare. Această persoană a fost într-un blocaj și a stat mult și s-a gândit la voi. Și iese, vine către voi repede. Vine către voi cu carul. Sunteți steaua lui norocoasă sau a ei. Sunteți tot ce își dorește această persoană.
Voi stați aici în acest conflict, ați stat aici în acest conflict care v-a intoxicat, o toxicitate mare simt aici. Inimă închisă, blocată și persoana. Am văzut patru de spade. A stat și spânzuratul, tot într-un blocaj. Și voi aici nu ați știut ce să credeți, dar în această săptămână vă reinventați. Foarte frumoasă citirea. Asul de cupe, 9 de cupe, 6 de monede și cavalerul de cupe. Dragilor, multe cupe, multă iubire aici. O persoană care vine către voi are de oferit multă iubire, dorește să lupte pentru iubirea voastră. O persoană care va deschide comunicarea în această săptămână ușor, lejer, într-un ritm divin, dar care vine către voi cu foarte multă iubire și abundență. Frumos pentru Berbec săptămâna 16-22. Aici un blocaj mare se închide. Probabil astrele lucrează pentru voi, se aliniază planetele și nu vă mai interesează acest conflict care l-ați tot dat până acum și nu v-a adus nimic bun. Și decideți să vă reinventați. Decideți că această cupă de iubire o meritați, ea voastră. Această cupă de iubire de aici se regăsește la acest cavaler de cupe, iubitor, care știe că voi sunteți o cupă cu nectar și care vine repede să bea din acest nectar și are de oferit multă iubire această persoană. Această persoană vă manifestă în această meditație profundă aici, abundentă, această persoană vă manifestă și va veni către voi cu comunicare în această săptămână. Haideți să vedem și de aici o carte. Frumos! Berbecul are parte de o nouă iubire, putere. Știți cum să faceți, vă reinventați în această săptămână. Aici vă luați puterea înapoi. Diavolul și 5 de bâte. Un conflict toxic pe care îl îndepărtați și îl înconjurați cu multă iubire și vă luați puterea înapoi. Și mergeți către steaua voastră norocoasă, așa cum acest personaj, acest partener, acest suflet pereche care se îndreaptă către voi, o face și el. Haideți să vedem și de aici o carte, un sfat pentru voi vreau. Aceeași meditație, aceeași clipă de răgaz pe care trebuie să vă luați după multă muncă, după nopți nedormite, după gânduri, multe, multe lucruri. Dă-ți o întâlnire ție, fă-ți o cană de ceai și retrage-te în sufletul tău, în mintea ta pentru o clipă. În această săptămână te retragi pentru o clipă. Și meditezi la viața ta, la cine ești, la ce meriți, la ce oferi și poate la această persoană care vine cu comunicare în această săptămână către voi. Te gândești la sufletul tău, la iubirea ta și la cât de norocos ești. Ești o persoană care poate iubi și care simte iubirea. O săptămână plină, plină de iubire aici. Puterea aveți, iubirea aveți, persoana vine, comunicare este, o săptămână frumoasă pentru voi. Haideți să vedem și de aici o carte. Cuvântul cheie al acestei săptămâni. Protecție divină. Dragilor, sunteți persoane protejate. Această putere
vă reinventați aici și sunteți ghidați corect. Această protecție din univers vine către voi. Nu o să vă mai permită să vă autosabotați, să stați în lucruri multe mărunte care vă îngreunează și intuiția vă va spune să mergeți către această retragere de jumătate de oră, o oră, vă faceți un ceai și meditați la voi. Vedeți, această pasăre va aduce comunicarea de la persoana care se gândește la voi și pe care voi o manifestați. Și persoana vine către voi. Frumos pentru berbec, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!